supă cremă de cartofi cu cârnați afumați. Pentru alte rețete culinare, vă așteptăm pe rețeta-video.ro și pe pagina de Facebook. Ingrediente pentru supa cremă de cartofi cu cârnați afumați: 700 de grame de cartofi, 12 bucăți de cârnat afumat sau câte doriți pentru o porție, 300 de grame de varză proaspătă, o ceapă, 5-6 căței mici de usturoi, 3 linguri cu ulei de măsline, o mână de pătrunjel verde, sare, 2 litri de apă. Acestea sunt toate ingredientele. Mod de preparare pentru supa cremă de cartofi cu cârnați afumați. Zdrobim usturoiul. Tăiem ceapa în bucăți mari. Tăiem cartofii în cubulețe. Pregătim aragazul și o oală în care turnăm apa. Adăugăm ceapa, cartofii, usturoiul zdrobit și uleiul de măsline. Acoperim oala cu capac și lăsăm legumele să clocotească aproximativ 15 minute. Între timp, tăiem varza în fâșii subțiri. Când legumele sunt fierte, luăm oala de pe aragaz și le scoatem într-un bol, dar nu aruncăm zeama. Pasăm legumele până când obținem o cremă. Răsturnăm piureul înapoi în oală, peste zeamă, și omogenizăm. Punem varza tăiată fâșii, bucățile de cârnat, condimentăm cu sare, amestecăm și punem înapoi oala pe aragaz pentru ca supa să mai fiarbă încă 20 de minute, până când varza este moale. Tocăm mărunt pătrunjelul. Când varza este fiartă, gustăm și condimentăm dacă mai este nevoie. Supa mea a ieșit foarte colorată pentru că am avut cârnați cu multă boia afumată în ei. Închidem aragazul și presărăm deasupra pătrunjel tocat. Servim cu câteva picături de ulei de măsline deasupra și verdeață. Aceasta este recomandarea rețeta video pentru supa cremă de cartofi cu cârnați afumați. Poftă bună! Vă mulțumim că ne urmăriți și vă așteptăm cu drag pe rețeta-video.ro, pe pagina de Facebook și să vă abonați la canalul de YouTube.